Bine v-am regăsit! Azi voi vorbi despre un motor care există și chiar și funcționează. Motorul termic și încă în foarte multe variante. Spre deosebire de așa zisul motor magnetic, motor cu apă, motorul cu zeamă de varză sau alte tipuri de motoare care n-au cum să funcționeze. Și atunci, dacă există și funcționează, de ce am ales să vorbesc despre el într-un material care încearcă să îndrepte concepții greșite și să combată pseudo-știința? Pentru că am constatat din comentariile și e-mail-urile pe care le primesc că multă lume nu înțelege corect ce face un motor termic. De fapt, multă lume nu înțelege corect nici noțiunea de motor. Așa că voi începe de aici. Un motor este un dispozitiv care transformă energie de un anumit fel în lucru mecanic. Ce este lucrul mecanic? În fizică spunem că se efectuează lucru mecanic dacă se deplasează forță. Mai e ceva aici, dar pentru scopul discuției noastre atât e suficient. Adică dacă împing ceva, trag ceva, rotesc ceva, efectuez lucru mecanic și un motor termic sau un motor, în general, poate să facă și el aceste lucruri. Dacă vreți să înțelegeți mai multe despre lucrul mecanic, puteți urmări cursul de mecanică cu același titlu. Găsiți linkul în descriere. Motoarele se clasifică în funcție de energia pe care o transformă în lucru mecanic. Așa avem, de pildă, motorul electric, care transformă energia electrică în lucru mecanic. Sau avem motoare pneumatice, care transformă energia internă a unui gaz comprimat în lucru mecanic. Sau turbine de apă, care transformă energia cinetică a apei în lucru mecanic pe care îl putem apoi folosi ca să obținem energie electrică sau altceva. Dar de multe ori, energia pe care vrem să o folosim nu poate fi transformată direct în lucru mecanic, din motive fizice, tehnologice, economice. De pildă, energia chimică a unui combustibil sau energia nucleară. Și în acest caz, transformăm întâi aceste forme de energie în căldură și apoi folosim motoare termice care să transforme căldura, o parte din ea, de fapt, după cum veți vedea, în lucru mecanic. Deci am ajuns la motorul termic. Există foarte multe tipuri de motoare termice. Mi-am notat câteva ca să nu le uit în enumerare. Otto, Diesel, Wankel, Atkinson, Manson, Brayton, Stirling, mașina cu aburi, motorul cu reacție, tot felul de turbine. Există, așa cum v-am spus, o grămadă de tipuri de motoare termice. După cum ați auzit, aceste motoare termice, toate, că de-aia se numesc motoare termice, transformă căldură în lucru mecanic. Ei bine, tocmai această afirmație se pare că îi derutează pe unii. De pildă, de mai multe ori am citit în comentarii sau e-mail-uri legate de materialele mele că, de fapt, nu căldura este lucrul important în cazul motorului termic. De pildă, unii spun că explozia este lucrul important, ea este cea care contează. În primul rând, cele mai multe tipuri de motoare termice nu folosesc explozii ca să producă lucru mecanic. Nici măcar în motorul diesel nu se produc explozii. Combustibilul, motorina, arde pe măsură ce intră în cilindru într-un proces care nu poate fi numit explozie pentru că nu crește presiunea. Dar chiar dacă e vorba despre explozii, explozia este rezultatul unei degajări bruște de căldură. Când o masă de gaz primește brusc multă căldură, își mărește mult presiunea și începe să împingă tot ceea ce este în jur și să se dilate, dacă poate, fenomen pe care îl numim explozie. Am fost întrebat odată ce face ca glonțul să iasă cu viteză din țeava puștii, nu explozia. Ba da, dar repet, explozia se produce deoarece prin arderea prafului de pușcă se degajă brusc o cantitate foarte mare de căldură și atunci gazele arse
își măresc brusc presiunea și împing glonțul afară din țeavă, dar totul se întâmplă pentru că a avut loc o degajare bruscă de căldură. Să spui că forța care apare prin explozie sau în general prin creșterea presiunii nu are legătură cu căldura, este ca și cum ai spune că cineva are capul spart, nu pentru că l-ai lovit cu bâta în cap, ci pentru că l-a lovit bâta. Tu n-ai nicio vină. Atât de departe se merge cu ideea că nu căldura este importantă, încât cineva mi-a scris că, de fapt, căldura este un efect secundar. Al cui? Al exploziei? Probabil că unii cred că întâi se produce explozia, habar n-am cum, și asta duce la creșterea temperaturii. Acolo se degajă căldură din cauza exploziei. Deci, după ei, explozia ar fi cauza căldurii. În acest caz se face o greșeală care este mult mai frecventă decât credeți, se confundă cauza cu efectul, se inversează cauza cu efectul. Vă dau un exemplu. Obișnuiam să dau elevilor care începeau clasa a noua un test de cultură fizică generală ca să știu pe ce cunoștințe de fizică mă pot baza în predare. Și odată am pus, printre alte întrebări, bineînțeles, și întrebarea de ce este iarna mai frig decât vara. Apropo, dacă vreți să știți mai multe despre răspunsul la această întrebare, găsiți tot în această serie un material video cu titlul Anotimpuri. Și ce răspuns credeți că mi-a dat un elev la această întrebare? Că iarna este mai frig pentru că este zăpadă. Și adaug eu, zăpada ține rece. Deci în mintea lui, zăpada era cauza frigului și nu frigul era cauza zăpezii. Dar să revenim la căldură. Chiar în cazul exploziilor nucleare și termonucleare, căldura este cauza exploziei. Ceea ce veți vedea este o explozie nucleară subacvatică și, bineînțeles, nu are nicio legătură cu motoarele termice. Atunci când se produce o explozie nucleară sau termonucleară, se degajă atât de multă căldură, încât aerul din jurul bombei sau în cazul apei, explozia pe care ați văzut-o, apa, se încălzesc la temperaturi de zeci și chiar sute de milioane de grade. Și această încălzire bruscă duce la ceea ce numim explozia nucleară sau termonucleară. Deci, tot căldura este cea care produce explozia și în acest caz. Am mai fost întrebat, citez aproximativ, dacă motorul are nevoie de căldură, de ce trebuie să-l răcim? O întrebare de data asta aparent justificată. Și de aici am înțeles că, pentru că motoarele termice au sisteme de răcire, unii cred că de fapt căldura nu e bună pentru motor, îi dăunează. Motorul trebuie răcit pentru că nu putem transforma integral căldura în lucru mecanic. Nu este cazul să explic în acest material de ce. Dacă doriți să știți mai multe, vă invit să urmăriți un alt curs de data asta de termodinamică, care are titlul Principiul al doilea al termodinamicii. Găsiți linkul în descriere. Principiul al doilea al termodinamicii ne arată că există o limită în transformarea căldurii în lucru mecanic. Ne arată că nu putem realiza un motor cu randament 100%, un motor termic, care să transforme toată căldura pe care o primește în lucru mecanic. Atenție, nu din motive tehnice, ci din alte motive. Și dacă vreți să găsiți explicația, puteți să o căutați în curs. De fapt, vă spun că se găsește de la minutul 8 și nu este o demonstrație matematică, așa că e ușor de urmărit și veți înțelege de ce. Deci nu putem transforma integral căldura în lucru mecanic și nu vom putea niciodată să facem acest lucru, pentru că
Tehnologia poate să facă foarte multe, dar nu poate realiza dispozitive care să încalce legile naturii, iar principiul al doilea al termodinamicii este o lege a naturii. Și atunci, explicația faptului că motorul trebuie răcit este că trebuie să scăpăm de căldura pe care motorul n-a putut-o transforma în lucru mecanic. Altfel, cu fiecare ciclu de funcționare, motorul s-ar încălzi câte un pic, câte un pic, câte un pic, până când s-ar încălzi atât de mult, ar ajunge la o temperatură atât de ridicată încât s-ar distruge. Vedeți în acest desen ce face un motor termic. El primește căldură de la așa-numita sursă caldă, de pildă flacăra care se produce când arde un combustibil în cazul motoarelor cu ardere internă, transformă o parte din ea în lucru mecanic și cedează căldura pe care n-a putut-o transforma în lucru mecanic unei surse reci, de pildă aerului din jur. Sigur, de obicei nu direct, ci printr-un sistem de răcire. Și mai trebuie să știți că orice motor termic poate funcționa numai dacă există ambele surse, atât sursa caldă cât și sursa rece. Deci un motor termic are nevoie de o diferență de temperatură. Nu-i ajunge să aibă ceva cu temperatură ridicată. Are nevoie de o diferență de temperatură ca să poată funcționa. Deci motorul trebuie răcit, nu pentru că i-ar face rău căldura, ci pentru că nu poate transforma pe toată în lucru mecanic. Dar dacă n-ar primi căldură, n-ar putea funcționa, nu ar putea efectua lucru mecanic. În final, vreau să vă vorbesc foarte pe scurt despre două concepții greșite legate de autovehiculele echipate cu motoare termice. Am cunoscut oameni care nu pornesc instalația de încălzire iarna în automobile sau o folosesc cu zgârcenie ca să facă, zic ei, economie de combustibil. Ei bine, în cazul automobilelor cu motoare termice, adică deocamdată aproape toate, căldura pe care o folosim ca să încălzim interiorul este o parte din căldura pe care oricum motorul nu o poate transforma în lucru mecanic. Și asta înseamnă că dacă nu o lăsăm în interior, sistemul de răcire o va conduce în exterior. Deci nu câștigăm nimic dacă nu încălzim interiorul. Poate doar o răceală. Într-un fel, încălzirea interiorului este gratuită, în sensul că dacă tot merge motorul, nu costă nimic în plus ca să ne încălzim. Nu se consumă mai mult combustibil dacă încălzim interiorul vehiculului. Energia electrică pe care o folosim, în schimb, costă. Și aici avem cealaltă concepție greșită, și anume unii spun cam așa. Alternatorul și așa se rotește tot timpul, ce contează dacă folosesc sau nu energia electrică pe care o produce. Ei, tocmai asta e că alternatorul se rotește tot timpul, dar nu dă energie electrică decât câtă și când trebuie. Și când trebuie să dea energie electrică, el este mai greu de rotit decât atunci când nu trebuie să dea energie electrică. Atunci când un generator transformă energia mecanică cinetică de rotație în energie electrică, apar în interiorul lui forțe și el devine mai greu de rotit. Din această cauză, noi trebuie să învingem această forță, acele forțe, și cu cât intensitatea curentului generat de alternator este mai mare, cu atât este mai greu de rotit. Iar energia necesară ca să rotim alternatorul, de unde vine? De la motor. Deci atunci când folosim farurile, instalația audio de 1000 de W și încă 10 aparate electrice, o parte din benzină este folosită pentru a roti alternatorul, care din cauza faptului că trebuie să producă energie electrică, este mai greu de rotit decât atunci când nu produce energie electrică. E adevărat că puterea electrică a aparatelor electrice pe care le folosim este de regulă mult mai mică decât puterea motorului. Deci variația de consum s-ar putea să nu se observe, dar ea există. În concluzie, motorul termic folosește ca sursă de energie căldura. Ca să poată funcționa, el trebuie să fie în contact cu două surse. Sursa caldă, de la care primește căldura necesară, și sursa rece, căreia îi cedează căldura pe care nu o poate transforma în lucru mecanic.
căldura trece de la sursa caldă la sursa rece prin motor și motorul transformă o parte din această căldură în lucru mecanic. Dar niciun motor termic nu poate și nu va putea niciodată să transforme integral căldura în lucru mecanic, adică să aibă randamentul 100%, este o lege a naturii. S-ar putea să vă întrebați cum poate o lege a naturii să se refere la un motor și aveți dreptate. De fapt, este vorba despre principiul al doilea al termodinamicii, care are mai multe formulări și una este cea pe care v-am spus-o legată de randamentul unui motor termic. Dacă ați crezut că producerea de căldură este un efect secundar al funcționării unui motor termic și că răcim motorul pentru că el, de fapt, nu are nevoie de căldură, atunci lumea nu este cum credeți. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!